Bună ziua, este 8 iunie 2012, suntem la 10 zile de la data la care nucleele pe care le-am făcut, le-ați văzut în filmulețe, măcile au 10 zile de când au eclozionat. Sperăm să vedem ceva măci și să vă arăt exact cum le marchez. Sper să o... Sunt un pic foarte grăbit, dar e aici. Dacă se vede. Da. Sunt grăbit. M-au sunat că am o mașină de descărcat cu nucleele de 6 rame. Trebuiau să fie aici cu 2 săptămâni. Trebuie să mă duc să descarc mașina. Da. Deci, între degete, am prins-o un pic cam rău, dar suflați un pic pe ea, o mai jucați cu ea un pic pe mână, da? De regulă, acum viu să se vadă în cameră, dar dacă o țineți pe mână, stați cumva deasupra stupului, în cazul în care cade sau așa să fie în ladă și gata, e păram. Deci, vedeți, albinele nu-i fac nimica. N-are miros, sper să se vadă, da? Asta este una. Deci o țin un pic pe mână, o învârt pe mână până să mai usuc un pic copseaua. Dau drumul. Deci unul e gata. Îi vom pune etichetă. Unul a trecut de 8. Deci vă spuneam, la 10 zile, dacă am avut vreme frumoasă, nu-i vorba. Acum a plouat aseară, dar la 10 zile de la data la care eclozionează, normal a trebuit să ouă. Da. Deci i-am pus etichetă galbenă. Ne vine ușor când îi verificăm. Primăvara, de multe ori mă uit la etichetă. E mesaj, o să pun mesaj și în capac, dar verifici și ținem evidență ce fel de matcă e, care e producția și așa mai departe, pentru a continua să facem selecția. Vedem mai departe, dacă și celălalt a luat. Să mă mut. Hop. Sper să fie în cameră. Dacă nu găsim matcă, dacă n-a luat sau așa, îl marcăm. Luni am boci care ies și mai adăugăm o bocă. De regulă scot o ramă mai din spate pentru a evita, în cazul care pe ramă, să-i fac ceva picioare rupte sau... Am dat o aici. Pare liniștit, cred că are. Da, e aici. Da. Are o pe partea asta. Marca. Deci grijă în continuare ca markerul să nu aibă vopsea prea multă, că altfel poate să picure mult pe ea și o strică, da? Testați, pentru început eu zic să testați pe trântori până simțiți exact presiunea pe care trebuie să o să puneți pe matcă, ca să nu omorâți. Marcați 2-3 trântori și o să vedeți. Dacă e omorât, înseamnă că a strâns prea tare de ea. Da? Deci se vede. Albinele nu atacă, nu-i fac nimica.
Atât pentru acum, vă spuneam, trebuie să plec, sunt grăbit. Dacă am timp, depinde când ajung acasă, o să vă arăt. Nucleele nu sunt asamblate. O să vă arăt părțile componente de la nucleele de 6 rame, cum sunt asamblate și așa mai departe. Cam atât, vă salut și numai bine!